Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Se apropie perioada răsadurilor. Ca să obținem răsaduri frumoase și sănătoase, trebuie să le oferim toate condițiile necesare. În primul rând, alegem semințe de calitate, apoi pregătim un substrat de calitate și apoi le oferim răsadurilor noastre acele condiții de care ele au nevoie, adică lumină, apă și temperatură. Ca un substrat să fie corect pregătit, acesta trebuie să fie ușor, afânat, permeabil, liber de boli și de dăunători. Cum se pregătește un substrat? În casă am un video în care am vorbit despre acest lucru. Vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Iar astăzi ne vom opri la dezinfectarea substratului pentru răsaduri. Sau cum putem să ne asigurăm ca substratul nostru să fie liber de boli și de dăunători. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. În primul rând, dacă pentru răsaduri folosim turbă curată în starea ei naturală, fără să mai adăugăm alte ingrediente sau dacă folosim pastile cu turbă, atunci nu trebuie să dezinfectăm nimic, pentru că de regulă turbă vine sterilă. Iar dacă folosim și alte ingrediente, de exemplu, dacă mai folosim pământ din grădină, compost sau vermicompost sau nisip, atunci ar trebui totuși să dezinfectăm substratul nostru. Cum se procedează în cazul acesta? Prima variantă este tratarea substratului la frig, adică la temperaturi scăzute. Procedura este extrem de simplă dacă afară este ger și atunci avem posibilitatea să pur și simplu să scoatem substratul nostru gata pregătit afară, îl ținem 5, 6, 7 zile afară și apoi îl băgăm la cald ca el să se dezghețe și apoi putem să îl folosim pentru răsaduri. Dacă am folosit, de exemplu, și pământ din grădină, atunci putem să facem în felul următor. Scoatem 5-6 zile substratul afară la ger, apoi îl băgăm în casă, 5-6 zile îl ținem la cald și apoi îl scoatem din nou la ger. De ce procedăm în felul acesta? Pentru că dacă am folosit pământ din grădină sau dacă am folosit compost care poate conține semințe de buruieni, atunci am scos prima dată afară substratul nostru, am stimulat semințele buruienilor pentru germinare, am băgat substratul în casă, semințele au început să germineze și repede am scos substratul nostru înapoi la frig, la ger, și atunci semințele care au reușit să germineze vor îngheța pur și simplu și în așa fel vom scăpa nu doar de boli, de dăunători, de ouăle dăunătorilor, dar și de acele buruieni care semințele cărora au reușit să germineze. Cu siguranță această procedură este ușor de efectuat în cazul în care avem ger. Noi nu prea am avut ger anul acesta, așa că dacă aveți, de exemplu, ladă frigorifică, puteți să procedați în acest fel. Luați sacul cu substratul pregătit, îl mai puneți într-un sac pentru o igienă mai bună și atunci îl băgați în ladă frigorifică și procedați exact în acest fel. A doua variantă ar fi tratarea substratului la cald, adică la temperaturi înalte. Cum se procedează în cazul acesta? Se ia substratul, se pune pe o tavă și se bagă la cuptor la 100 de grade timp de o oră. În cazul acesta vor muri toți patogenii, adică acele boli care pot fi prezente în substrat. Vor muri de asemenea și dăunătorii și ouăle acestora. Dar atenție foarte mare! La temperatură înaltă mor și nu doar patogenii, dar și acele microorganisme care sunt benefice. Adică, procedând în felul acesta, ne vom steriliza substratul. Și substratul va fi steril în momentul în care îl vom scoate din cuptor. Și acest lucru nu este tocmai bun, pentru că un substrat steril mai degrabă va fi colonizat de patogeni decât de microorganisme benefice. Tocmai de aceea, dacă procedați în felul acesta și omorâți absolut toate microorganismele din substratul dumneavoastră, după ce îl scoateți din cuptor, lăsați-l să se răcească și apoi folosiți biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de Trichoderma.
sau pe bază de un complex de microorganisme, ceea ce este și mai bine dacă aveți astfel de preparate, atunci pur și simplu veți caza acele microorganisme benefice care vor ocupa acel spațiu și nu vor lăsa patogenii să se cazeze în substratul dumneavoastră. O altă metodă ar fi tratarea chimică. Această metodă eu nu o folosesc deloc, nu vă recomand, dar cu siguranță dacă o folosiți dumneavoastră nu vă poate interzice nimeni. Dar și aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că folosind fungicide chimice veți omorî atât patogenii cât și acele microorganisme care sunt benefice. Și după folosirea tratamentelor chimice, chiar dacă veți încerca să cazați microorganisme benefice, acest lucru s-ar putea să nu vă reușească din prima sau deloc, pentru că dacă acel preparat, în funcție de acel preparat pe care îl folosiți dumneavoastră, s-ar putea microorganismele să nu reușească să se activeze în astfel de substrat, pentru că acele substanțe chimice fungicide vor omorî inclusiv acele microorganisme pe care dumneavoastră veți încerca să le cazați. Tocmai de aceea trebuie să vă gândiți foarte bine ce fel de substrat doriți să obțineți. Dacă doriți să aveți un substrat viu, atunci nu folosiți substanțe chimice deloc. Și de asemenea, iată o altă metodă pe care o putem folosi. Iată, ea este cea mai simplă, cea mai sigură. Folosim direct biopreparate pe bază de microorganisme. Adică acum am pregătit substratul nostru, indiferent de ingredientele pe care le-am folosit noi, direct udăm substratul cu biopreparate pe bază de Bacillus subtilis, pe bază de Trichoderma sau pe bază de un complex de microorganisme și lăsăm așa în saci, lăsăm substratul nostru în sac, legăm sacul bine și lăsăm timp de 2 săptămâni. Și apoi, după 2 săptămâni, desfacem sacul și putem să folosim substratul nostru pentru răsaduri. Dacă nu ați reușit să efectuați această procedură și deja se apropie momentul în care trebuie să folosiți substratul dumneavoastră, măcar îl udați în aceeași zi sau măcar cu o zi înainte să îl folosiți. Și așa va fi foarte bine, pentru că microorganismele își vor face treabă și atunci substratul va fi sănătos, acesta va fi viu, nu va fi afectat nici de temperaturi înalte, nici de temperaturi scăzute și toată lumea va fi fericită, iar răsadurile vă vor mulțumi cu siguranță. Și m-a întrebat cineva despre musculițe negre care apar atunci când noi producem răsaduri și probabil dumneavoastră ați observat că pot apărea aceste musculițe negre lângă răsaduri care intră în pământ, ies din pământ și multă lume nu știe ce se întâmplă cu aceste musculițe, dacă sunt sau nu sunt ele dăunătoare. Aceste musculițe sunt sciaride, adică sunt niște insecte mici care ele în sine, adică adulții, nu sunt periculoși deloc. Adică aceste musculițe nu dăunează deloc răsadurilor noastre. Însă, aceste musculițe își depun ouăle în pământ sau în substratul nostru, unde avem răsadurile noastre, și din aceste ouă ies larve. Iar aceste larve se hrănesc cu rădăcinile răsadurilor sau cu rădăcinile florilor noastre de interior și în cazul acesta putem observa că răsadurile sau florile sau plantele de interior în general pur și simplu se ofilesc și nu știm care este cauza. Iată, una dintre aceste cauze este prezența acestor dăunători. Ca să nu se întâmple acest lucru și ca aceste musculițe să nu apară sau dacă ele deja au apărut, că se întâmplă să cumpărăm, de exemplu, un substrat gata pregătit sau cumpărăm vermicompost și când desfacem pungă, observăm că zboară aceste musculițe, că ele sunt deja prezente sau pot fi prezente și ouăle acestora, pentru că ouăle sunt foarte mici și nu pot fi observate cu ochiul liber. Și atunci, din aceste ouă vor apărea și larve care vor dăuna plantelor noastre. Și în cazul acesta, putem folosi biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis și vom fi siguri că substratul nostru va fi liber de acești dăunători și de alți dăunători care pot fi prezenți în substrat. Dragi prieteni, acesta a fost
materialul de azi. Sper că acesta vă este de folos. Lăsați un like la acest video și nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!